Salutare tuturor și bine am regăsit la un nou episod. În episodul de astăzi o să jucăm un joc, încă nu i-am dat nume, că este inventat de mine, pe provocări. Adică avem fiecare dreptul la 6 provocări și apropo, ecranul se vede așa pe fundal pentru că doar ce a plouat. Ceva, un joc, adică gen fiecare avem dreptul la 6 provocări, iar eu îi dau câte o provocare, eu îi dau o provocare verișoarei mele Simina, că sunt alături de ea. Da, cred că s-a observat deja. Eu ți dau o provocare ei, iar dacă nu poate să o execute, o să primească 2 provocări. Iar după, eu îmi dăm o provocare și tot așa. Ok, deci videoclipul începe în 3, 2, 1 și... Înainte să înceapă episodul, vreau să vă mulțumesc pentru toate vizualizările pe care le avem chiar aici. Și apropo, puteți să dați și un subscribe, că nu mai avem mult și facem suma de 100 de abonați. Iar atunci facem episod special. Challenge-ul începe acum, deci ea trebuie să-mi dea mie o provocare, că a zis că ea începe. Dă-i-o mie asta. Ok. Hai mai aici. Hai, dă. Bun, ok. Zi provocare. Te provoc să... să... iei o corcodușă din copac și să mănânci. Să iei o corcodușă din copac și să mănânc? Da. De unde vezi tu corcodușă aici? Uite. Ah, ok. Zi-mă tu, mă filmezi bine, da? Da. Având în vedere că eu sunt un pic prea scund, că am avea 7 ani, nu ajung la corcodelele din copac. Așa că o să mănânc una de aici. Oh! Ignorând ce s-a întâmplat aici, acum eu o să-i dau o provocare Siminei. O provoc să stea 2 minute într-un picior. Ia cum execută provocarea. Peste 17 ani. Hai, Simina, gata, a executat pedeapsa. A executat provocarea. Hai că au trecut 17 ani, gata. Acum tu îmi dai mie. Hai, zi provocarea. Te provoc să stai 6 ore în casa de acolo. Ok. O să execut și provocarea. Acum ce să faci? În astea 6 ore nu o să ți se facă foame. Nu. Dar, dar se apropie seara. O să te culci, da? Da, să mă culc. Peste 6 ore. Ce faci? Ce faci, Anise, acolo? 3 zile. Dormeam și eu. Ok, acum îți dau eu provocare. Eu acum o să provoc pe ea să mănânce o roșie crudă. Hai. Zi provocarea. Te provoc să umpli un balon cu apă și să-l arunci în sus. Acum eu te provoc ca tu să spui o rimă. Inventată de mine? Inventată de tine, da. Paie verde rândunică. Mama calcă o furnică. Bine! Acum tu trebuie să-mi dai mie o provocare. Hai, zi! Te provoc să faci un flip în trambulină. În trambulină, da. Păi asta mă și gândeam. Dau un flip de aia și pentru cei care nu știu, este săritura aia în aer, să faci o tumbă în timp ce ești în aer, să pici ori în fund, ori în picioare. Dar eu pic în fund, că deocamdată v-am mai știți. Am doar 7 ani și nu joci de multe. Acum eu o provoc pe Simina să facă o chestie din asta și să ridice piciorul cât mai mult posibil. Cât de tare poate. Ok, hai. Încerc. Mamă! Vai de capul meu. Ok, deci cam atâta a fost și pentru acest episod. Noi vă mulțumim pentru vizionare, pentru că pe nu știu, pentru vreo 4, 5, 6 luni pentru vreo jumătate de an nu o să mai postez nimic cu ea, pentru că astăzi este ziua în care pleacă din Brăila, pentru că ea este, casa ei este în Constanța. Și da, vă mulțumim pentru vizionare.
vedem la un nou videoclip data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!